2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 și 2. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi neascultători de părinți. Tema noastră pentru seara aceasta este oamenii neascultători de părinți. Vă rugăm să ocupați locurile. Probabil că citind lista aceasta a caracteristicilor oamenilor din vremurile din urmă, mi se pare mai ciudată afirmația că oamenii vor fi neascultători de părinți, alături de iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Probabil că această caracteristică ni se pare puțin neobișnuită, pentru că suntem probabil prea obișnuiți cu ea. Nu? Fiecare dintre noi am avut copii care nu ne-au ascultat. Și nu ni se pare că neascultarea de părinți ar fi o chestiune atât de gravă ca să fie puse alături de semnele sfârșitului, nu, caracteristicile oamenilor din vremea sfârșitului. În limba greacă, acest cuvânt este foarte interesant, goneusin apeites, care înseamnă neascultător de părinți. Adjectivul acesta, apeites, vine de la verbul apeito, care înseamnă a nu crede, a nu avea încredere. În toată literatura greacă înseamnă rebeliune, revoltă, neascultare. În Septuaginta, Vechiul Testament, tradus în limba greacă, apare de 3 ori, dar apare doar în cărțile apocrife a Macabeilor, 4 Macabei, de exemplu, în cartea 4 a Macabeilor. În general, neascultarea de Dumnezeu în Biblie este numită necredință. Necredința este, de fapt, neascultare de Dumnezeu. În Bibliile românești, de obicei, este tradus în unanimitate la fel, neascultare de părinți, neascultător de părinți, cu o singură excepție. Noul Testament de la Bălgrad, de la Alba Iulia, primul testament în limba română, 1650, este o traducere foarte interesantă, se zice neîngăduitorii părinților, neîngăduitorii părinților. Așa traduce testamentul acesta primul, de fapt, în limba română. Dar haideți să vedem cum este folosit cuvântul acesta în Scripturi și să începem cu Vechiul Testament. Prima afirmație care putem să o facem este că neascultarea de părinți este pedepsită exemplar de Dumnezeu în Vechiul Testament și aș vrea să citim versetele acestea, Deuteronom 21, versetele 19 la 21, care spun așa: dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său și nici de glasul mamei lui și nu îi ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește, să spună bătrânilor cetății lui: iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Deci pe lângă neascultare are și alte calități, nu? Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Nu e așa că e minunat că trăim în Noul Testament? Mulți dintre noi, dacă am fi pe vremea Vechiului Testament, n-am fi aici, nu? Pentru că i-am dus de multe ori pe părinții noștri în disperare prin actele noastre de neascultare. Un alt verset din Vechiul Testament unde se vorbește despre neascultarea de părinți este păcatul neascultării lui Saul. Este menționat în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 23. Ce s-a întâmplat, știți foarte bine, Saul trebuia să-l aștepte pe Samuel pentru a duce jertfa, l-a apucat disperarea,
A crezut că ăsta întârzie și și-a asumat el responsabilitatea să ducă jertfe înaintea lui Dumnezeu și a luat el rolul de mare preot și a adus jertfe. Cuvintele lui Samuel au fost foarte aspre și ascultați cuvintele lui, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat, a declarat Samuel. Saul, de fapt, și-a pierdut împărăția printr-un act de neascultare de Domnul și a asumat un rol pe care el nu-l avea. Același Saul își acuză propriul fiu pe Ionatan de neascultare. Ascultați ce spune întâi Samuel 20, versetul 30. Atunci Saul s-a prins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis: fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? S-a supărat foarte tare împăratul pentru că fiul său a dovedit că este loial prietenului său David și l-a scăpat de tatăl său care voia să-l omoare. În al patrulea rând, printre păcatele lui Israel, care au dus la robie, a fost și lipsa respectului față de părinți. Pe lângă toate păcatele lui Israel, este menționat și neascultarea de părinți. În tine, tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. Ezechiel 22, cu 7. Deci, unul dintre păcate pentru care Israel a mers în robie 70 de ani a fost și lipsa de respect față de părinți. Dacă deschideți cartea Proverbelor, este absolut extrem de bogată în legătură cu ascultarea și respectul față de părinți. Am să vă dau doar câteva citate, ele sunt enorm de multe. Iată ce spune Proverbe 23 cu 22. Ascultă-l pe tatăl tău care te-a născut și nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit. Avem tendința, mai ales când părinții ne îmbătrânesc, să nu mai ținem socoteală de sfaturile lor și de cuvintele lor, să nu mai îi respectăm așa cum i-am respectat până atunci. Bătrânul, bătrâna nu mai știe, nu mai avem același respect. În Proverbe 20 cu 20, dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Wow! Un cuvânt foarte aspru. Cine nu-și respectă părinții și vorbește urât de ei, îi blastămă, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Proverbe 19, 26. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Jefuirea părinților, nu? Este o poveste foarte simpatică. Cineva avea 3 copii și a hotărât să vândă tot ce are și să împartă la copii. Copiii au fost foarte drăguți. Tată, vii la noi, stai cât vrei la noi. A stat vreo 2-3 luni când a văzut că nu mai îl bagă nimeni în seamă, nu-l mai cheamă la masă, nu-i mai spală hainele, s-a mutat la al doilea. Acolo a pățit tot la fel, urma al treilea, tot la fel. Ce să facă bietul om? I-a venit o idee. I-a convocat pe copii și le-a spus că, uite, eu v-am dat, e adevărat, banii de pe avere, de pe casă, dar am păstrat o comoară specială pentru momentul când eu am să mor. Și dacă vă purtați frumos cu mine, eu am aranjat cu primarul din sat să meargă, să dezgroape comoara aceea și să vă dea comoara. Ei, toți s-au purtat extraordinar cu tata, mâncare bună, a murit, bătrânul a murit. L-au chemat pe primar, s-au dus sub un stejar de la marginea satului, au săpat o groapă, au scos o ladă și când au deschis lada aia era
un cap de măgar și un bilețel care scrie așa, așa este ăla care împarte averea în timpul vieții copiilor. Sunt nenumărate povești și unele dintre ele, mai tragice ca altele, din păcate le vom trăi și noi, nu? Cu proprii noștri copii care se vor grăbi să le împărțim înainte de vreme ceea ce a mai rămas din lumea asta. În al șaselea rând, purtarea de grijă față de părinți are consecințe foarte zdravene. Cred că aici am sărit peste un slide. Dar să vă citesc câteva versete, pentru că sunt absolut extraordinare. Să știți că dacă nu ne purtăm bine cu părinții, dacă nu știm să-i respectăm, dacă nu știm să-i ascultăm, pedeapsa lui Dumnezeu va fi extrem de aspră față de noi. Iată ce spune Proverbe 19:26. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Proverbe 28:24. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa, este un păcat, și zice că nu este păcat, este tovarăș cu nimicitorul, cu satana, cu cel care nimicește lumea. Și poate că versetul cel mai dur și de speriat este Proverbe 30:17. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Wow! Astea sunt cuvintele lui Dumnezeu față de omul care nu ascultă, de copiii care nu ascultă de părinți. Pedeapsa lui Dumnezeu este necruțătoare. Dar dacă trecem în Noul Testament, să știți că Domnul Iisus i-a mustrat foarte aspru pe fariseii din vremea lui, pentru că deveniseră o societate care își neglija părinții. Și își neglija părinții într-un mod foarte pios, foarte pocăiesc. Foloseau niște cuvinte foarte mari ca să-și acopere micimea sufletului lor. El a zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea? Voi, dimpotrivă, ziceți. Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu din pricina datinii voastre și faceți multe alte lucruri în felul acesta. Vrei să scapi de bătrâni? Spui corban, l-am dat lui Dumnezeu. Îi dai pe mâna lui, dai pe mâna Domnului, nu? Și lași treaba Domnului pe bătrân, nu? A, tu ești foarte grijuliu, iubitor, nu? Nu le-ai dat pe mâna străinilor, dar pe mâna Domnului, nu? Le-ai dat pe mâna Domnului pe tata și pe mama. Ei, Domnul a condamnat foarte mult acest obicei al fariseilor, pentru că era absolut dezgustător și păgân într-un fel, pentru că își neglijau părinții și îi alungau de acasă, practic. Astăzi e mai bine, nu? Avem nursing homes, avem tot felul de locuri în care trimitem pe bătrâni. Dar e bine să ne purtăm bine cu copiii noștri și mai ales cu nepoții, că ăștia hotărâți la ce nursing home ne trimit. Okay? Să ne purtăm bine cu ei, că altfel la sfârșit o să spune corban, nu? După ce ne-au luat banii și casa și o să ne dea pe mâna Domnului. În al doilea rând, omul necredincios este declarat în Sfânta Scriptură că el se află încă în neascultare de Dumnezeu. În Efeseni 2, versetul 1 și 2 spun așa, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară,
după mersul lumii acestuia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Fiii neascultării. Deci oamenii care îl resping pe Hristos sunt numiți fiii neascultării. Ei sunt, nu numai că sunt neascultători de părinți, sunt neascultători de Părintele Ceresc, de Tatăl Ceresc, de Dumnezeu. În al treilea rând, cei neascultători de Dumnezeu vor suferi pedeapsa lui Dumnezeu. Efeseni 5:6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Neascultătorii vor fi pedepsiți, va veni mânia lui Dumnezeu peste ei. În Coloseni 3:6 găsim un alt verset care spune: din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. O altă expresie, fiii neascultării. Apostolul Pavel rea porunca a cincea, nu? Care spune că trebuie să ne respectăm părinții, să ne iubim părinții, să-i onorăm, să-i cinstim pe tatăl și pe mama. El rea porunca aceasta în Efeseni 6:1-3, unde spune așa: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă, însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și apoi spune, porunca asta se referă și la părinți. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Haideți să discutăm acum un pic mai pe larg porunca aceasta a cincea, cinstirea părinților, ascultarea de părinți. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Să știți că sociologii, oamenii care studiază comunitatea umană, societatea umană, au ajuns la concluzia că cinstirea părinților este cel mai bun antidot pentru totalitarism. Știți ce s-a întâmplat când comunismul, nu, a intervenit în România? Și m-am bucurat să-l aud pe Jean. Jean, am făcut facultatea cu câțiva ani înainte de tine, la Timișoara. Am trecut pe acolo, știu foarte bine despre ce este vorba. Și chestiunea este că atunci când familia a avut părinți buni, copiii aceia au rămas ascultători de Domnul și de părinți și n-au devenit manipulați de totalitarismul comunist. Ne-am rezistat totalitarismului comunist pentru că am avut părinți buni de care am ascultat. Altfel, nu supraviețuiești. În al doilea rând, totalitarismul și ideologia totalitară vrea să rupă legăturile dintre părinți și copii. Lucrează puternic să rupă legăturile dintre părinți și copii. Dacă ați studia puțin, să vedeți ce s-a întâmplat în fosta Uniune Sovietică, în timpul primilor ani de comunism, ei au vrut să distrugă familia completă. Au făcut blocuri comune pentru familii, vorba aceea, în care bucătăria era o singură bucătărie pe tot etajul și o singură baie pentru toată lumea pe etaj. Eu am fost în vizită în timpul comunismului în Rusia și am văzut asemenea blocuri. Am vizitat niște familii care locuiau în asemenea apartamente. În apartamentele acelea, ținta era distrugerea familiei, pentru că oamenii trăind împreună la oaltă călcau regulile de respect și față de părinți, dar și față de perechile celelalte. Deci s-a lucrat foarte puternic de către comunismul rus la distrugerea familiei. Când și-au dat seama ceea ce se întâmplă, au oprit politica aceasta și au schimbat-o. Dar rezultatele au fost absolut dezastroase.
În felul acesta, atașamentul copilului rupt de părinți este cultivat pentru stat și dictatorul totalitar, nu? Pentru dictatorul, tovarășul Ceaușescu, nu? Copiii creșteau pur și simplu în loialitate față de partid și față de tovarășul, așa, și nu față de mama și tata, cărora întotdeauna li se spunea că sunt niște învechiți, au idei retrograde, nu știu nimica, nu sunt dezvoltați, nu ca și ceilalți. Relațiile noastre cu lumea din jur însă sunt formate de relațiile noastre cu proprii noștri de părinți. Relațiile de acasă vor influența relațiile mele cu restul lumii. Formarea mea emoțională și spirituală are loc în familie, părinții fiind un primii dascări. Nivelul nostru de maturitate emoțională, mai ales, se va reflecta în relațiile cu semenii noștri și astea pornește de acasă, din familie. De aceea, porunca aceasta a lui Dumnezeu, înscrisă în cele 10 porunci, este extrem de importantă. Ea ține societatea la oaltă, este garanția bunelor relații în societatea în care noi trăim. Părinții, copiii care nu își respectă părinții, nu o să își respecte nici dascării și nici poliția și nici restul lumii. Respectul față de ființa umană pornește de acasă. Tata avea o regulă fundamentală pe care am moștenit-o și am aplicat-o și eu copiilor mei. Tata spunea așa, două păcate care se comit în casa asta nu o să fie iertate niciodată. Primul păcat e minciuna, spunea el. Când v-am prins cu minciuna, nu există decât cureaua. Avea o curea pe care ascuțea briciu și care era atârnată pe un perete în casă. Al doilea păcat, spunea el, este lipsa de respect față de mama voastră. Astea două păcate, în fața mea nu există iertare pentru ele, spunea tata. Asta le-am introdus și eu la băieții mei. Țin minte că am strigat odată tare la unul, fie asta mama ta, dar asta e soția mea, am spus. Asta e soția mea. Și dacă tu o necăjești, ai de face cu bărbatul ei, care nu mi-e taică-tu. Ăsta e soțul mamei tale și o să iei o bătaie de numă. Mulțumesc lui Dumnezeu că băieții mei n-au rostit nici măcar un cuvânt nepoliticos sau ne la locul lui față de soția mea. Și nădăjduiesc că le-am transmis o moștenire foarte bună care vor aplica-o la propriile lor copii. Totuși, hai să vedem de ce a dat totuși Dumnezeu o asemenea poruncă, nu? De ce totuși? În primul rând, pentru că respectul începe acasă, respectul față de ființa umană începe acasă, în familie. În Proverbe 1:8 spune așa, ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Proverbe 13:1, un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. În al doilea rând, relațiile cu părinții îți vor afecta toate celelalte relații din viață. Relațiile cu părinții se vor reflecta asupra relațiilor tale cu celelalte persoane de-a lungul vieții tale. Ascultă, fiule, și fii înțelept, îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă, Proverbe 23:19. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne însocoti pe mama ta cât am bătrânit. Proverbe 23:22. În al treilea rând, porunca aceasta, a cincea, este dată și pentru părinți, nu numai pentru copii. Mulți dintre noi credem că asta numai copiilor este. Sună și la noi, pentru că trebuie, așa cum spunea Apostolul Pavel, să-i creștem pe copii în această ascultare, să cultivăm această ascultare. Să o încurajăm, nu numai să o pretindem, să învățăm și să încurajăm copiii, să răsplătim atunci când ei ascultă de părinți.
În al patrulea rând, în copilărie, ne cinstim părinții prin ascultare și respect. În tinerețe, cinstim părinții prin acceptarea și aprecierea lor. Aici o mică pauză, să știți că după ce trece perioada aceasta copilăriei, când tata e cel mai grozav dintre toate persoanele, nu? Și mai deștept decât toți, vine vârsta adolescenței când descoperim că tata nu e chiar așa deștept cum am crezut noi, că sunt alții mai deștepți decât tata, mai puternici decât el, nu? Și atunci se strecoară foarte ușor ideea diavolului de a-l respinge și a nu-l mai aprecia pe tata așa cum l-am apreciat până atunci. În tinerețe, cinstește-ți părinții, accepte-i și apreciază-i. Ca adult, cinstește-ți părinții încurajându-i și ajutându-i. Au nevoie de ajutor acum. Vizitează, dă-le un telefon, încurajează-i. Vezi dacă le lipsește ceva și tu poți să o faci. Pune mâna și dă-i o mână de ajutor lui tata. Nu? Nu fă, după povestea aceea, zice că într-o zi băiatul a luat pe taică său și îl târa pe scări în jos, la bloc, cum e în România. Și la un moment dat a strigat taică să oprește, că până aici l-am tras și eu pe tata, până la etajul ăsta. Nu, nu repeta păcatele istoriei, nu repeta istoria, nu repeta și nu încuraja păcatul ăsta al tradiției familiei tale, că s-ar putea să ai tradiții care nu sunt bune. Să știți că neascultarea de părinți este cultivată în societatea în care noi trăim. Sunt patru valori ale familiei care sunt ținta atacului celui rău în societatea în care noi trăim. În primul rând este atacată sanctitatea vieții umane. Este promovat avortul, eutanasia, nu? Scăpăm de bătrâni cât mai repede, le luăm banii și le dăm injecția aia la care ne ajută și societatea la ora actuală. Este atacată consacrarea pe viață a legământului căsătoriei. Astăzi, divorțul, concubinajul, distrugerea familiei este la mare modă, nu? Redefinirea familiei este la modă în societatea în care noi trăim. În al treilea rând, este atacată autoritatea și responsabilitățile familiei, educația, modul în care ne creștem copiii. Copiii sunt ai statului. Foarte ciudată este afirmația asta, nu? Când a fost scandalul acela cu familia Botnariu, țin minte că într-una dintre cuvântările care le-am luat, cred că la San Francisco, în fața ambasadei Norvegiei, am spus, dacă statul crede că copiii sunt ai lui, să-și facă copii, nu? De ce ia copiii noștri? Dacă statul crede că copiii sunt ai lui, să-și facă copii. Ei, dar ei ne fac pe noi să facem copii și ne iau și cred că sunt ai lor. Nu sunt ai lor. Copiii sunt ai părinților, sunt ai Domnului, nu? Sunt darul lui Dumnezeu. Ei nu sunt ai statului. Apoi sunt atacate moștenirea familiei, nu? Moștenirea familiei, valorile morale, religia, tradițiile noastre, obiceiurile noastre. Toate sunt atacate de societatea în care noi trăim. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru capitalismul ăsta american, pentru că dacă am trăit în Europa în aceste zile, lucrurile sunt mult, mult mai complicate decât la noi. Capitalismul american este condus de niște familii de sute de ani, foarte bogate, nu? Care controlează, de fapt, toate țările Europei. Familii extrem de bogate, mari nobili de altă dată, nu? Familiile nobile, astea conduc întreaga Europa. Restul sunt săracii Europei care ascultă poruncile acestor mari. Slavă Domnului că noi trăim într-o țară care nu a moștenit asemenea familii extrem de bogate. Aici sunt bogați că fac bani, că sunt deștepți și fac companii care produc mulți bani. Dar nu avem familii de sute de ani
care sunt practic infiltrate în toată structura societății europene, nu? Gândiți-vă numai la familiile regale din Europa, nu? Gândiți-vă la Rothschild, care unii cred că ăsta este Anglia de fapt. Ăsta conduce Anglia, nu? Bogatul ăsta extrem de bogat și de puternic. Ei, noi suntem binecuvântați că suntem feriți într-un fel de atacurile acelea frontale asupra familiei care sunt în Europa la ora actuală. Dar haideți să vedem că acest atac asupra familiei ca instituție, instituția care este formată de Dumnezeu înainte de stat și chiar de biserică. Prima instituție formată de Dumnezeu este familia. Pe urmă a venit statul de-a lungul istoriei și apoi biserica. Familia este piatra fundamentală a lumii, cărămita din care este construită lumea aceasta. De aceea atacurile asupra familiei pornite de la Satan, nu? Satan este interesat de sufletele indivizilor, nu? Care pot să fie mântuiți sau condamnați pe veci în flăcările iadului său. Familia oferă protecție individului, nu? Este o linie a autorității divine, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul soției, soția și bărbatul sunt capii copiilor. Este o linie a autorității divine, nu? Când se strică această linie a autorității divine, intervine altcineva care conduce destinul acelei familii. Familia este locul educației copilului în virtuțile morale, nu? Locul modelării caracterului copilului. Familia este fortăreața care rezistă secularizării, ingineriei sociale, fragmentare, societății deschise. De aceea, familia este dușmanul acestui woke movement care este la ora actuală în lume. Nu? Și ultimul lucru care vreau să-l mai spun aici este că cele mai violente atacuri sunt concentrate asupra moralității sexuale a copiilor noștri în școli. Educația sexuală în școli este lupta pentru acceptarea a homosexualității, a pornografiei, a divorțului, a avortului. Toate au aceeași temă, sexualitatea umană. Copiii noștri sunt sexualizați, sunt corupți în acest domeniu din clasa întâi, de la grădiniță, cum îi trimitem. Atacul este îndreptat în ultimă instanță împotriva familiei, căminul relațiilor responsabile dintre soț și soție. Când ai corupt membrii familiei, indiferent care din ei, familia aceea se ruinează. Asistăm la un atac organizat asupra moralității sexuale, care este de fapt un atac împotriva familiei în ultimă instanță. Coruperea copiilor noștri este un atac asupra familiei noastre, în general. Cineva a spus că imoralitatea sexuală promovată astăzi este o încercare de a rupe legătura dintre soț și soție, dintre părinți și copii, ori de a preveni familia de a se forma prin otrăvirea relațiilor dintre cei necăsătoriți, încurajând promiscuitatea, pornografia, comportamentul homosexual și neîncrederea dintre sexe. Noi asistăm la un război absolut incredibil împotriva familiilor noastre și ținta acestui atac este să formeze copii neascultători de părinți. Dacă am auzit ce spun dascării despre noi, părinții copiilor noștri la școală, cred că ne-am cumpărat pușcă, fiecare dintre noi. Noi suntem demodați, suntem din secolul trecut, nu gândim normal, suntem old foggies, așa, avem o minte încetoșată, nu trăim în contemporaneitate, nu înțelegem lumea în care noi trăim. Copiii sunt
încurajați să aibă o lipsă totală de respect față de noi. În Ieremia, capitolul 9, versetul 21, și dacă vreți să țineți minte versetul ăsta, pentru mine a fost un șoc major când l-am aflat. De fapt, am predicat la o convenție din versetul ăsta. Iată ce spune profetul, căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești și a nimicit copiii pe uliță și pe tineri în piețe. Credeți că totul este întâmplător în lumea în care noi trăim? Nu. Credeți că Apple și-a ales în mod întâmplător un măr din care s-a mușcat? Nu, este mărul cunoașterii din care noi am gustat și a fost interzis. Credeți că întâmplător Bill Gates a numit Windows, ferestre, sistemul de operare a computerelor noastre? Credeți că este întâmplător? Eu nu cred că este întâmplător. În primul rând, nu cred că Bill Gates cunoaște Scriptura și s-a inspirat din versetul ăsta. Nu cred asta. Dar cred că diavolul, care știa foarte bine, l-a inspirat pe Bill Gates să numească Windows. Ok? Pentru că pe ferestrele astea intre dracul, intre satana în casele noastre, iubiți frați și surori. Ok? Pe ferestrele astea intre în fiecare zi în casele noastre. Pentru că în casele noastre avem o dădacă electronică, okay? Care are grijă de copiii noștri. Televizorul ăla mare pentru care am dat foarte mulți bani. Dăm din partea de prea mult timpuriu telecomanda copiilor noștri. Ei rămâne supravegheați. Programele pentru copiii de astăzi conțin așa multe elemente nocive, că nu vă puteți imagina. Noi credem că sunt desene animate din vremea copilăriei noastre. Nu! Agendele homosexuale sunt acolo, în desenele copiilor pe care le văd copiii noștri. Un copil de astăzi petrece în fața televizorului mult mai mult timp decât împreună cu părinții lui. De acolo învață să fie rebeli, neascultători, infractori, perverși, adulteri, homosexuali. De acolo învață pornografia, învață sexul, învață înainte de vreme toate lucrurile. Apoi urmează accesul la internet, nu? Care, de fapt, pentru foarte mulți copii de-a noștri înseamnă acces la pornografie free. Informațiile nepotrivite vârstei, propaganda LGBT intră în mințile copiilor noștri prin această fereastră deschisă a internetului. Le cumpărăm de vreme computere, laptops, nici nu-i controlăm vreodată. Le cumpărăm tablete și mai ales telefoane, cât mai scumpe, cât mai sofisticate. Nu știm pe unde umblă și pe unde navighează, cu cine corespondează și ce afișează oare pe internet fetele și băieții noștri. Media socială de astăzi are urmări absolut devastatoare asupra moralității și dezvoltării intelectuale și morale a copiilor noștri. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok și așa mai departe, numițele care le știți, că una mai teribilă ca alta, până și Guvernul Statelor Unite se teme de TikTok la ora actuală, pe care îl consideră instrument de spionaj chinez. A părinților nouă nu ne pasă absolut deloc la ce se uită băieții și fetele noastre. Jocuri electronice, adictive, violente, decadente moral, comunicații cu oricine la orice oră, mai ales de noapte, sexting, poze, link-uri pe care le transmit copiii noștri. Prozelitismul umanist-ateist are o scenă deschisă, o fereastră deschisă spre inima copiilor noștri. Și we don't care ce se întâmplă. Și atunci ne mirăm că nu ne mai ascultă, nu-i așa? Copiii sunt neascultători de părinți. Noi le-am cumpărat, de fapt,
instrumentele neascultării. Noi am investit în instrumentele acestea ale neascultării. Să nu mai vorbim de prietenii copiilor noștri, nu? Am vorbit aici despre dedaca electronică, accesul nelimitat la internet. Dar avem și o influență a străzii, a copiilor, a prietenilor noștri, nu? V-ați pus vreodată vreo întrebare ce muzică ascultă copiii dumneavoastră? Nu? Muzica hip-hop, rap, o industrie de milioane, de miliarde de dolari, promovează la fiecare vers pe care îl cântă sex, violență, nesupunere, revoltă, dispreț față de valorile morale. Ei lansează moda după care se îmbracă băieții și fetele noastre, nu? Opoziția părinților, controlul stârnește și mai mare lipsă de respect pentru ei. Cineva a zis, dați-ne pe cei care compun muzica și nu-mi pasă de legi, nu-mi pasă de ăia care dau legi. Pentru că muzica este instrumentul prin care indoctrinăm noi pe copii. Să mai vorbim de asaltul reclamei. Comercianții de astăzi sunt absolut experți în problema reclamei. Copiii vor să fie cool și vând copiilor noștri care nu sunt numai cool, dar sunt și bogați, pentru că le dăm foarte mulți bani. De aceea îi cumpără produsele societăților care sunt pur și simplu programate să distrugă viețile copiilor noștri, știi? Să vorbim puțin despre educația școlilor din America, nu? Baza, cineva a zis că mâna care leagănă copilul va conduce lumea. Și copiii noștri sunt legănați la ora actuală de o mână malefică, a unui guvern anti-Dumnezeu, a unei societăți împotriva lui Dumnezeu. Baza educației de astăzi a copilului din școala publică este evoluționismul ateu. El este îndoctrinat că este produsul unei întâmplări absurde, oarbe. Este descendentul unor maimuțe păroase care au coborât într-o zi din copac. Religia familiei este prezentată ca ceva demodat, nu? Ceva vechi, care nu merită atenție. Se promovează relativismul moral. Nu există bine și rău. Tu ești cel care stabilește ce este bine și ce este rău în această societate. Nu se vorbește despre păcat. Omul se naște bun, societatea îl corupe, ăia de jur te corup. Să nu mai spun apoi că urmează filozofia aceasta woke, a distrugerea trecutului, critical race theory, teoria rasei critice, o serie de lucruri despre care probabil ar trebui să stăm ore în șir să le înțelegem, pentru că ele sunt, de fapt, în programa de învățământ a copiilor noștri. Aș vrea să încheiem rugându-ne pentru copiii noștri, să ne rugăm pentru ei. E adevărat, putem să îi acuzăm că-s neascultători, că-s rebeli și așa mai departe și să tragem concluzia că ei fac parte din această generație de pe urmă. Dar e păcat să pierdem. Avem încă acces la inima și la sufletul lor. Îl avem încă pe Dumnezeu care este departe a părinților. Haideți să ne rugăm pentru salvarea copiilor noștri și să ne ajute Dumnezeu să facem din ei copii ascultători. Să ne ridicăm pentru rugăciune.